Ați mers la mine, nu vă permite. Avocatul a încercat să intre la mine, tot nu i-a permis. Eu v-am explicat că în parte la avocat sau la prieten sau la tată, eu nu pot să facă nimic, fiindcă instanța de judecat a indicat concret la căror persoane trebuie să fie dat acces liber. Înțelegeți? Păi ok, dar se încalcă titlul de executare. Ia că domnul Mors a venit. Bună ziua. Da, ziua. Alo. Eu l-am văzut odată la da. Cură. Domnule, da, dacă nu vreau, voi văzut odată la citată și... Domnule, dacă îmi permiteți, eu am o întrebare. Eu am Costin 7, cabinet 614. Cu avocatul dumneavoastră. Nu, direct la dumneavoastră. Da, nimic da. Personal. Nu. Ok. Da. Eu plec. O să facem așa cum... Da, doamna Udi. Eu plecat. O plecat deja? Aha. O plecat care acolo? Din câte cunosc, cele bune. Din câte cunosc eu, dacă nu vă supărați, domnul Iacobu, chiar nu am nimic personal împotriva dumneavoastră, dar el are procure. Da. Aha. Domnul Vitale. Da. Familie conform codului civil e soț și soții. Adică soții și copii. Înțeles. Asta e tot. Dar restul eu n-am dreptul să-i pedem și să-i impun. Deja asta ori trebuie să dai în instanță judecată să se modifice măsurile de asigurare. Adică, înțelegi? Că să ai dreptul la acces. Adică dreptul să aibă orice persoană acces acolo. Păi nu orice, că ei nu vin acolo. El și la închisoare acolo, cu nevasta și cu copchilul. El locuiește acolo și dacă locuiești, poate să primească și oaspeți, nu? Eu te înțeleg, dar instanța de judecată e indicat doar persoanele. Ca să folosească, să locuiască acolo. Vă rog, dar instanța... Dar folosirea înseamnă și acces pentru rude, pentru cunoscuți, pentru presă, pentru avocați. Nu? Dumneata crezi că asta înseamnă să locuiești acolo și n-ai acces? Ieri instanța de judecată este indicat concret. Să folosească. Adică să locuiască. Să impedimente lui Mursa Vitali și familiei sale la folosirea spațiului locativ. Foarte corect. Exact. Asta înseamnă și să primească oaspeți, nu? Ce înseamnă folosirea spațiului locativ? Și familiei sale. Ce înseamnă să folosească spațiul locativ? Păi n-a să dau eu tălmăcire la... Păi da, dar... Păi de ce ați tălmăcit acum că nu poate nimeni intra la el? Exact cum a zis administrația. Păi fiindcă instanța judecată a indicat concret persoanele care au drept să folosească de spațiul tău. Păi bine, locuind. Dar instanța judecată... Păi ei locuiesc acolo. Haideți să nu întoarcem hotărârea asta cu fondul în sus. Domnule, eu nu am să mă cer cu dumneavoastră. Eu v-am explicat. Dumneavoastră și copiii dumneavoastră și soția pot intra acum? Ei nu sunt acum în țară. Nu. El intră, da, el poate intra. Dumneavoastră intrați, așa. Soția intră acolo. Păi vă explic. Soția ea nu e în țară. Nu e în țară. Păi dar a intrat când era în țară? Nu, păi când... De atunci când ați intrat, dumneavoastră ei încă nu a fost. Nu a venit în țară. Da. Păi bine. Și spuneți-mi, vă rog, dacă în caz că eu am nevoie, da, indiferent. Salvarea să o chem, ambulanța sau... Să-mi citească un document, să mă știu eu acolo de altă, indiferent, să-mi pui oață în lac. Asta ce e? Asta e discriminare. Și mai mult ca atât, instanța de judecată... Păi eu vă înțeleg și sunt de acord cu dumneavoastră. Sau cheamă pizzerie, cheamă pizza și ceva, da. Sau un instalator să vină să-i repare. N-are voie să intre? Păi ascultați. Un jurnalist să dea un interviu. Eu am vrut să mă duc să iau un interviu și nu mă lăsați să intru. Asta vi se pare normal? Omul locuiește acolo cu toate normal, drepturile. Ieri instanța judecată scrie asta, înțelegi? Păi nu asta scrie. Scrie că are voie să locuiască el cu nevasta acolo. Iar locuirea acolo înseamnă toate drepturile, inclusiv primirea de oaspeți. Ok, dar ce sunt de folosirea spațiului locativ de către dumneavoastră și a familiei dumneavoastră. Și așa. Păi, asta nu include și drepturile. Oaspeții tot, dacă intră încolo, respectiv tot folosesc spațiul. Ok, spuneți-mi vă frumos, dar folosința asta ce înseamnă? Expres merge vorba, în folosință. Păi adică eu v-am explicat. Eu am tot dreptul să primesc vizitatori. Trebuie să vă adresați în instanța de judecată și să vă extindeți persoane. Și cum credeți dumneavoastră, eu dacă mă adresez către judecător, judecătorul răspunde la mine ca la un călăcine? Păi explicați instanța de judecată chestia asta, băi, uite, trebuie, am nevoie de avocat, am nevoie de ce, am nevoie de ce. Și judecata ce să zic, să fac o listă completă de cine are voie să intre sau să spună? Poate scrie la general orice persoană. Da, și atunci tot poate să locuiască cu el acolo sau cum? Și normal. Păi... Oho, deci dacă vine instalatorul, rămâne acolo, Vitali. Oaspeții, când... Dacă vine omul cu pizza, acolo rămâne. Au dreptul să rămâne. Să doarmă acolo, corect? Nu, ca exemplu, da, iată, de exemplu, vine maica mea. Eu te înțeleg foarte bine, dar
Asta e situația, înțelegi? Ok, dar ce rămâne cu frigiderul? Ultima, cei ce au încălcat e articolul 384-21 din codul contravenției. Noi, okay, în privința dată, noi să o să luăm măsură. Eu deja i-am citat pe dânsii, respectiv eu fost mi-a dat explicații. Eu le-am cerut documente suplimentare să-mi prezinte și deja o să vedem după documentele care noi o să ne le prezinte, o să luăm decizie. Și ce a venit el, eu știu. Păi așa, fiindcă eu am încălcat articolul 384-21. Înțelegi? Nu părâtul. Cu toate că părâtul i-a dat indicație, dar asta, mă rog, n-a să dovedească nimeni. Dar Centrul Național de Informare și Reabilitare, astea sunt două persoane juridice aparte. Da, numai că Centrul Național... E fondat de somn. Centrul Național de Reabilitare și Informare este subordonat Direcției Centrale a Societății Omului. Iată, asta e diferența. Deci Asociația Nevăzătorilor cu mâna, da, centrului cu mâna îți încalcă ei, drepturile, da, da, da. Nu direct. Nu direct. Și mai mult atât, că dumneavoastră este persoană juridică, ea nu, chiar nu are drept. Fiindcă eu mă judec cu părâtul, eu nu mă judec cu Vasilică de la tractorașul de pe câmp. Oricum, eu cred că e problemă că domnul executor interpretează. Da, Ișcov, ăsta, Bătrânciuc și Frijă, da? Da. Ișcov este comandantul Căminului, da. Ișcov sau Iovcov? Ui, mai pe scurt. Dar cei ce invocați dumneavoastră și interpretați titlul de executare în favoarea lor, eu nu sunt de acord și eu cred că asta este o încălcare a codului de executare. Nu vă spărați. Asta, eu mi-am spus, nu, eu nu interpretez hotărârile judecată. Eu mi-am explicat ce este prevăzut de hotărârile judecată. Dar dacă vreți că să voi interpretez, o poate instanță de judecată, înțelegeți? Eu așa o înțeleg.